Am trei feciori și deseori îmi pun o întrebare la care se gândește fiecare om cu familie și copii. Există oare viitor pentru copiii noștri aici, în Moldova? Eu știu de ce merg la funcția de președinte. Am cunoștințe, putere, experiență și voință politică. A venit timpul să înlăturăm această guvernare coruptă, să întoarcem miliardul și să facem poporul stăpân pe propria țară. Voi fi de partea oamenilor simpli. Vom păstra Moldova pentru copiii noștri. Moldova va deveni un stat puternic și modern. Eu știu cum. Moldova are viitor.